Da, frumos, romantic. Extraordinar, dragă. Ce? Extra, bravo, în dragă. Sfârșit, Moris este impresionat. Bravo, Raluca, dragă, bine ai venit în gara. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, Vali. Mulțumim tare mult, Vali. Și a vrut mulțumim, mama să mă fac dansator, băi, băiatule. Și... Da. Păi, Cazacu a fost foarte impresionat de aceea mișcare când tu sari practic în momentul acela. Eu am simțit regretul. În momentul acela s-a uitat instant la mine. Vrei să-i sar tu? A fost, n-am înțeles dacă vrea să sară la mine în brațe. Să repetăm mișcarea, dacă vin acum în fața ta, o sar. Mă iei, mă ții? Da, pe tine ți-o să ia. Dar n-ai spus tu, Orice, și mai mult. De tine Cazacu. Băi, stai da? Un pic. Da. Stai. Hai să vedem. Ia Cazacu, du-te. Hai. Nu, că mi-e frică. Hai Cazacu. Păi nu, mi-e frică. Da, mi-e frică. S-o prind pe ea sau pe tine? Nu. Dar eu o prind și pe amândoi. Că pe tine nu te prind, pe ea o prind. Pe Moris. Păi hai să vedem, hai să vedem. Exact, hai. Că am înțeles că ți-a plăcut imaginea. Și pe ea și pe Moris. Deci, mi-e frică. Ia stai. De ce ți-e frică, de-aia nu scap, Moris, știi cum e o păcăleață? Deci o muzică, dacă ne ajută colegii din regie, ar fi perfect. Trebuie să-l învățăm ceva înainte. Iar cu acel cordon de la gât ar fi făcut ceva frumos. Da, dar n-am vrut să se interpreteze. Ia. Tu zici ce trebuie să fac ca să nu... Tu să stai! 3, mă arunc, da? La 1, 2, nu, la și. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3... Țină! Și țină, mă! 1, 2, 3 și... Și... Hop! Hai! Și învârșă! Lasă-mă jos! Ați mai înăjut, eu l-am... Nu fugi cu fata, măi, Cătăline! Și Cazacu, cordonul, vreau să văd ce faci cu el. Dar stai să arăt ce se face cu cordonul ăsta, că hai. Ai călcat. Așa, zi. Așa. Uite. Așa? Ia ce s-a apropiat ei. Lasă, nu-i fie frigut. Nu, mă, așa. Mai. Dar ce vrei, domnule, Victor? Vii să ne arăți tu. Dar vino tu să ne arăți, Victor. Seama la ce mă gândesc. Dar Cazacu nu. Ce trebuie să facă? Păi o înfășoare așa și o tragi după tine, să tu înțelegi? Și lumea zice despre mine că eu sunt agresiv. Uite-te și tu. Da. Vezi? Păi nu, el era cu știrile de la ora 5? Da, în sfârșit, mamă, îmi pare rău că n-am... Cazacu, îmi pare rău că nu m-am făcut dansator. Astea sunt momentele pe care le regret. Le regret. Nu-i problemă, că uite, mai e parte de ele din când în când. E, în contrapartidă am parte de Victor. Și așa e bine. N-a fost nici moment de plictisitoare, ești plictisitoare rău. Adoarme lumea la televizor cu tine. Mai lasă-ne că ne plictisești. Raluca, hai să nu mai pierdem timpul. Hai în fața juraților să vedem ce au de spus. Da. Nu pot să nu remarc. Eu iau tabla. Concurenta să nu te pună, și-a schimbat atitudinea. Grozav clar. De bine. Da, da, grozav de bine. Să știi că eu nu vrei să știi cum și-a schimbat-o de aproape. Eu am văzut, am simțit, apropo de prima întâlnire, să știi, apropierea s-a simțit atât de bine. Nu vrei să știi. Oricu ea e și mireasă zilele trecute? Da. Tot cu ea e și mireasă, că te-am fost în atelier răritat. Ce s-a întâmplat săptămâna asta? Am dezbrăcat-o. Așa. Am îmbrăcat-o. Așa. M-am pus în genunchi. A sărit în brațele mele. Am făcut și dansul mirilor. Deja s-a stabilit o corecțiune. Mi-e și frică ce se întâmple săptămâna viitoare. Ce pot eu să remarc? Ai grație. Mulțumesc. Tu trebuie să înveți ușor, ușor, ușor. Asta și fac. Să te dezobișnuiești de acest mers tip felină. De surprize. E felină. E un mers anume, nu știu cum să-ți spun. Dar eu. Cum merge, dar Moris, e mersul meu. N-am ce să fac, așa merg eu. Ia, vină până la noi, Moris, exemplifică. Da, învață-mă tu, Moris. Nu, dragă, nu. Este acea... Stai să vă arăt. Nu, chiar vă arăt, pe bune. Dar adică... și cu tabla ce faci? Ne desenezi? Păi, țin în mână să-ți arăt, stai să vezi, stai. Vreau să-mi arăți, nu să-mi desenezi. Lasă mersul, deci are și mersul, dar și poziția aceea tipică, surpresa, surpresa. Stai așa, stai așa. Adică așa, stai, dragă, să-ți arăt. Pentru că am făcut și dansuri. De aici și poziția. Acea delicatețe. Și mersul ăsta e? Ia, mai merge un pic. Da. Dar să mergi pe aici prin fața noastră. Că noi nu vedem până acolo. Iubiții mei, știi? Genul ăsta. Te invit aici. Este seara ta. Atâtea surprize. Ce-s cu voi? Pe cine mă căutați? Nu-ți convine nimic astăzi, păi, e clar. Nu. Dar măcar dansul, te-a impresionat dansul în sfârșit? Că tot e reproșat că ești dansatoare, că ai făcut 10 ani de dansuri și totuși... Atât s-a putut.
Aole. Mori, da. Nu. Atât s-a putut. Cred. Dragă, eu vreau să spun ceva. Există... Aoleu, nu mai încap la masă. Gata. Da. Scuzați-mă. Gata. Există o... Vagă, vagisimă evoluție. Vagită? Dar vagisimă n-a sunat bine. De ce? Vagisimă n-a sunat bine. N-a sunat bine? Vagice? N-a sunat bine. Vagice? Există o vagă evoluție, dar ea totuși se vede. Singurul lucru care poate fi notat este faptul că ai o evoluție coregrafică. În rest, nimic? Stilistică nu. Nu. Da? Ok. Sunt de acord, pentru că aveam două posibilități. Ori să notăm evoluția ta artistică și ai mișcat un pic. Dar... Măi, problema e alta, Raluca. Tu ne păcălești și ne iei ochiul cu picioarele alea interminabile. Da, da, aici da, avem o problemă. Da, Raluca, da, 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 uite, da, jurul e în unanimitate. Jurul dar nu zăpăcit. Putem da, să notăm astăzi, picioarele alea da, interminabile. Dar, Raluca, asta n-a mai fost copac. Stilul vestimentar este blană și acum. În gala asta puteți să notați mai mult prestația. Momentul artistic. Da, să facem coca ce să notăm. Păi, momentul artistic. Aș vrea să arăt ce trebuia să se facă cu acea eșarfă. Eșarfă. Da. E fier. Știi să faci piruete? Bineînțeles. Hai, păi după 10 ani de dansuri, cred eu că știe. Articul meu să nu cazi. Dar mă rog, dacă mai rămân în competiție, data viitoare facem un baș și alta, nu mai contează. Bam, de-abia aștept. Bine. Între timp, dragilor, voi puteți să notați evoluția da. Ralucăi până când ne demonstrează Victor ce-i de făcut cu eșarfa, domne. Regina, tu nu te-ai gândit ce trebuie făcut cu ea? Eu nu. Stai să văd care e direcția de mers. Dar să știi că okay, invers e direcția de mers. Invers. Știe și ea ce trebuie făcut. Invers. Domnieța Pu. Aici, se ia așa. Se înfășoară. Domnieța Pu. Așa se înfășoară. Domnieța Pu, e concurentă serioasă? Stai să ne gândim cum. Aoleu. Cum e mai bine pe partea asta. Vrei să o desfășori într-o piruetă? Aici se dansează, da? Se dansează. Unde începe muzica mai... că trebuie pe un anumit beat. Așa e toată. Așa e toată? Găsește beat-ul singur. Asta e toată. Trebuie să ai privirea. Privirea. Asta era. Asta era. Cazacul o descoperi. O descoperi frumos. Păi nu la asta m-am gândit eu. Da, cu toții ne-am gândit la... la altceva. Problema e că tot trimis de moarte. Păi dă-te la o eșarfă, așa păi vă imaginația. Dacă toată lumea este acolo. De la ce v-ați luat? Te rog frumos, nu asta, la asta m-am gândit eu. Nu. Nu, nu la asta m-am gândit eu. Dar la ce te-ai gândit? A, și să... da, e deep. E deep. E prea deep. A trebuit să fie o oră mai avansată. S-a gândit pe 50 de umbre. Tangoul trebuia terminat. Deci cum era aia? Așa? Cum era? Pe muzica. Dă piciorul. Da, gata, muzica, da. Dă piciorul. Dă-te la o parte. Au! Imaginația lui. Pisi, da, dar ce-ai băgat? Eu m-am gândit la ceva mai deep. Băi, ce să mai ziceți? Mergeți la loc, Cum este Raluca? Raluca este foarte deschisă. Că a fost foarte deschisă în seara asta și mă bucur și o să felicit pentru lucrul ăsta. Lucru pe care eu nu neapărat l-am apreciat este că după mine a trecut la asta. Și cu ce? Ce? Te-a lăsat să o tragi de gât. O femeie care a sărit la mine în brațe, bă, n-are voie, nu există să eu am exemplificat un moment cu eșarfa. Te rog frumos. Dacă îți trecea prin cap să exemplifici altceva. Și apoi Cătălin a venit și a exemplificat asta și mai bine acel moment. Deci tu ești frustrat. Nu ai rămas acolo ancorat în treaba aia. Se-a marcat rău de tot. Spune ce m-a marcat. Eu sunt de modă veche și frate, ce al meu e al meu. Băi, potoliți-vă că... Ce o zice concurenta? Și lumea zice despre mine că eu sunt nenorocit. Cum s-a ajuns la concluzia asta? Și tu ai fost un finuț, dar ai ce mai finuț? Ai luat-o în brațe și am pus aici. Hai deci ați notat sau n-ați notat? Cât de cât? Eu am notat, Moris. Da, eu-i mai... Raluca, te rog, chiar te rog. Deci, în primul rând, noi ne spunem... Ne vădă! Tași cazacul, să aici nici măcar o evoluție. Ba da, dragă, păi voiam să-ți dau unul, e o evoluție. Îmi pare rău, Moris, ești nedrept. Mulțumesc! Maică! Ralu?
Și eu sunt nedreaptă, deși după evoluția cu botezatul, sinceră să fiu, mi-ai dat 50 de gânduri și de umbre. Asta e, mulțumesc frumos. E soavă, mă. Da, Raluca este soavă, într-adevăr. Eu cred că s-a gândit că prinde bine la public treaba asta. Eu cred că e o strategie asta cu suavitatea. Raluca, felicitări, spune-le celor de acasă și indicativul. Dragilor, voi să continuați să mă votați la 1, la 1206. Vă pup și vă iubesc. Mulțumesc tare mult!